Anul școlar urmează să înceapă săptămâna viitoare, însă există o serie de lucruri care mai trebuie schimbate. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu spune că a luat măsurile necesare pentru a rezolva o parte dintre problemele din învățământul românesc, iar altele au început deja să dea randament. Este vorba de faptul că avem 80% directori în școlile și grădinițele din România cu concurs. Avem de asemenea distribuite absolut toate posturile pe care Ministerul Educației le-a avut. Am preluat un număr important de creșe în sistemul de educație începând din luna noiembrie anul trecut. Asta a fost o măsură care și-a dovedit succesul pentru că, plecând de la 22.000 de copii în creșă, am crescut la aproape 40.000 de copii în creșă. Totodată, în acest moment, în câteva creșe mai sunt locuri de muncă disponibile, care, din perspectiva Ministrului Educației Sorin Câmpeanu, vor fi ocupate într-un timp destul de scurt. Este nevoie în continuare de resursă umană. Dacă stăm să ne gândim, doar în creșele care n-au fost încă preluate, sunt 4.000 de angajați. Deci 4.000 de posturi care sunt plătite de către autoritățile locale. Dacă mâine, conform legii, aceste posturi ar trece în sistemul de educație, nu mai avem absolut niciun post. Ministrul susține că noile metode de învățământ au fost deja trimise și urmează să intre în vigoare anul viitor. Din perspectiva curriculumului, am publicat reperele metodologice pentru a asigura tranziția de la vechile planuri de învățământ la noile planuri de învățământ, care vor intra în vigoare în septembrie 2023.